Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit, așa cum vă anunțam, este cutremur la Caracal, pentru că în fața dumneavoastră, în această seară, venim cu informații, cu dezvăluiri bombă de ultimă oră. Alături de noi este, nu întâmplător, Laura Duță, șef secție eveniment România TV, care a aflat foarte, foarte multe detalii, informații, dezvăluiri de ultimă oră despre căutări în casa bunicului Luizei, anchetatorii care caută cadavrul fetei în casa bunicului, căutările din casa bunicului, atenție cu câini polițiști, doamnelor și domnilor, bunicul Luizei suspect în acest dosar. Toate informațiile în scurt timp aici de la Laura Duță. Arete, așa cum vă spuneam, în această seară revine, doamnelor și domnilor, aici la România TV, în direct, cu dezvăluiri, așa cum ne-a promis, cine a luat-o pe Luiza din casa lui Dincă, cine este interlopul care a lucrat cu Dincă. Arete, așadar, confruntare în această seară cu cei mai importanți, cei mai cunoscuți investigatori, Luis Lazarus, Ovidiu Zară, Marina Barață, celebrul avocat Tonel Pop, legătura lui Arete cu denunțătoarea, căutările Luizei, doamnelor și domnilor, în Austria, ce a aflat procurorul și, așa cum v-am promis, încă de ieri, martorul din Austria vine cu probe devastatoare în această seară. Așa, să le mulțumesc tuturor invitaților care sunt alături de noi. Vă spuneam puțin mai devreme, cei mai titrați, cunoscuți jurnaliști sunt aici alături de noi. Luis Lazarus, Marinela Barață, vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți în studioul nostru. Doamnelor și domnilor, așa cum ne-a promis încă de ieri, vine cu noi dezvăluiri în această seară aici la România TV, domnul Daniel Butoi, zis Arete, de acolo. Doamnelor și domnilor, de lângă Caracal, îi mulțumesc pentru prezență, îl salut și pe dânsul, cunoscut avocat artist Archizian, vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți cu noi. Doamnelor și domnilor, pentru că vorbeam despre martorul care a participat la căutări în Austria, îl salut încă de acum și îl prezint telespectatorilor noștri, omul care de peste 20 de ani își caută cu disperare copilul, trece printr-o tragedie asemănătoare, a participat acum la căutările Luizei și vine imediat cu toate dezvăluirile de ultimă oră. Îl salut, este cu noi domnul Ioan Genes. Mergem mai departe, celebrul avocat Tonel Pop este cu noi în această seară. Bună seara! Vă salut, domnule avocat, și vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. De asemenea, bunicul Luizei, în doar câteva momente, pentru că iată, avem și aceste informații chiar acum, doamnelor și domnilor. Tot ce a aflat, iată, Laura este aici alături de mine, sunt informații pur și simplu cutremurătoare despre cum a fost căutat, iată, cadavrul fetei chiar acolo în casa bunicului cu câini de urmă, tot ce s-a întâmplat exact, veți afla, doamnelor și domnilor, chiar acum. Laura, ce vești ai? Bunicul, iată, suspect în dosar, ce s-a întâmplat, cum? Asta chiar este o informație bombă. Știam toți deja, aflasem tot ce s-a întâmplat la debutul acestei anchete, imediat după dispariția Luizei. A mers familia acolo, le-a spus anchetatorilor că a dispărut, să fie căutată. Iată că am aflat și au venit în redacție aceste informații extrem de importante, ce s-a întâmplat la debutul acestei anchete, cum bunicul a fost suspectat de către anchetatori. Pentru că bunicul, spun sursele noastre, a fost întrebat ce a făcut în momentul în care Luiza a plecat de acasă și a dispărut. Și a dat două declarații diferite, spun sursele noastre. În prima instanță a spus că se afla în fața televizorului, ulterior că se afla cu anumite persoane la o cârciumă. Persoanele respective ar fi fost audiate, nu au confirmat această ipoteză. Ulterior a fost întrebat bunicul Luizei de asemenea, în momentul în care acel bărbat a sunat și a spus că Luiza este plecată în străinătate să nu mai caute, la fel, bunicul ar fi spus că a aflat, că a fost telefonat și că se afla într-o anumit loc la muncă undeva. Însă, atunci, anchetatorii au spus că pe celulă, pentru că era deja interceptat bunicul, am dat aceste informații, iată, apare și rechizitoriu, că au fost filați, interceptați, celula de pe telefon îl arăta în altă locație, undeva în Craiova. Bunicul a revenit și a spus că, într-adevăr, s-a aflat în mașină cu o persoană. Persoana a fost audiată și, într-adevăr, a confirmat mai mult decât
atât, că se afla în mașină cu bunicul, dar și că a auzit conversația respectivă când acea persoană i-a spus ce a spus despre Luiza, că e plecată să nu mai caute. O altă chestie foarte interesantă este că anchetatorii l-au suspectat, iată, pe bunic și mai mult decât atât, l-au pus la acel detector de minciuni pe care l-a picat, a picat acel test. Știam și acest lucru foarte interesant. Ce nu am știut până în acest moment și este o informație foarte importantă, ar trebui, iată, așteptăm să intre bunicul să ne explice exact ce s-a întâmplat, este că anchetatorii au mers în casa, acolo în casa Luizei, cu un câine care caută cadavre. Deci a fost suspectat la modul cel mai grav bunicul, în acest caz, la debutul anchetei. Cu acest câine, iată, de căutat cadavre, s-au făcut acolo percheziții și au fost audieri. Acestea sunt informațiile foarte interesante, cum a debutat această anchetă. Deci, doamnelor și domnilor, informații chiar de acolo, de la începutul anchetei, iată, câinele polițist cu care au răscolit pur și simplu casa bunicului. În foarte scurt timp vom merge și la domnul Arete, așa cum vă spuneam. Încercăm, iată, prima reacție să ne povestească mai mult tot ce s-a întâmplat, prin ce a trecut bunicul în scurt timp, să reușim să luăm legătura cu dânsul. Bunicul ne-a spus că va fi cu noi. Domnul Tonel Pop, l-am prezentat puțin mai devreme, este cu noi. Domnule avocat, dumneavoastră, iată, e pur și simplu cutremurător ce ne-a povestit, ce s-a întâmplat acolo, ce ne-a spus acum Laura. Dumneavoastră, ce informații ne puteți da, poate chiar și altele suplimentare despre ce s-a întâmplat acolo, cum a fost, iată, bunicul suspect în dosar? Păi, bunicul a fost suspect în momentul în care s-a certat cu procurorul și a făcut presiuni să-i fie căutată fața. În acel moment au intrat într-o adversitate fățișă, la care procurorul a spus că este dement, că e bătrân, că e prost și l-a făcut toate felurile. A încercat și a spus să nu mai calce pe acolo și spunea mamei lui Izei că să vină singură fără el. Și cum știți că bunicul a povestit aceste chestiuni, ce am înțeles eu că a fost o anumită discrepanță pe declarații, că i-a fost rușine să spună că s-a oprit la cârciumă. Asta a fost singura chestiune. De aici până ce a făcut Dincă cu fetele și cu Luiza și cum l-a luat, e cale lungă. Nu are nicio legătură. Domnule avocat, dacă îmi permiteți o întrebare, informațiile pe care le-am dat eu acum se află în dosarul trimis în judecată? Oarecum nu așa cum le-ați dat, le-ați spus. Sau spuneți dumneavoastră cum s-a întâmplat de fapt și ce este acolo în dosar. Le-ați spus într-o lumină acuzatorie. Este clar că vreți să formulați un atac la adresa bunicului, iar acest atac... Domnule avocat, haideți să nu începem cu niște opinii personale. Clar, sunteți avocat în caz, eu sunt jurnalist, v-am pus o întrebare. Dacă vreți să răspundeți bine, dacă nu, iarăși bine. Sau vorbiți într-una peste mine, v-am lăsat. Spuneți și v-am pot să spun și eu. Vă rog. Deci, o să fiu dumneavoastră jurnalist, numai că eu de vreo 15 ani am consiliat câteva trusturi de media. Mă pricep și eu puțin. Chiar mai mult decât dumneavoastră și... Postul nostru nu, din câte știu. Haideți să revenim, vă rog, foarte mult. În momentul în care, păi nu, sunteți jurnalist, dar în momentul în care un jurnalist formulează o anumită părere, este clar când o formulează acuzatoriu, când o formulează pentru a strâni o știre de presă sau când o formulează neutru. Dumneavoastră nu ați formulat-o neutru. Dumneavoastră nu sunteți jurnalist, să depășim. Sunteți avocat, dacă puteți să-mi răspundeți și mie la întrebare, mulțumesc. V-am răspuns. Este un colaj de idei, pe care unele sunt false. Ideea există, dar așa cum le-ați asociat, le-ați asociat într-un mod, hai să zicem, într-o chestiune de presă, într-o știre, dar cu această tentă acuzatorie. Este evident. Dacă îmi permiți, Ioane, sunt declarații diferite date de către bunic? Nu sunt mai multe declarații, sunt diferite numai pe o sigură nuanță, pe aceea dacă s-a oprit la cârciumă sau nu, omul n-a fost la cârciumă pentru că a fost jenă, după ce a recunoscut și nu există că nu au recunoscut alții, că nu s-a întâmplat, nu, tot. Deci, în final, s-a stabilit adevărul fără nicio problemă, fără nicio discuție. Au fost, într-adevăr, niște discrepanțe pe această locație, pe cârciumă, unde n-a spus că a fost opere, n-a văzut. Eu a fost rușine, mă rog, nu știu ce a fost în capul dânsului. Și au fost cu câine de căutare în curte? N-am auzit așa ceva. N-au folosit. Nu știu așa ceva. Poate înainte să fiu avocatul dânsului, n-am auzit de câine de căutare. Pentru că mi s-ar părea foarte curios să te duci cu câinii de căutare, cadavre, în curte a
exact de acolo de unde a dispărut fata. A, nu, păi da, de ce să vi se pare ciudat? Mi se pare ciudat. Nu e adevărat. Era suspectat. Păi da, eu am avut atâtea situații atunci, în care primul cel mai măsură, cred că ne poate răspunde domnule Lazaru, fratele, stimați invitați, este chiar bunicul, nu, să ne lămurească întreb, ce s-a întâmplat. Asta este cu noi bunicul și e cel mai în măsură să ne spună referitor la aceste informații. Vă salut, bunicul, cu respect. Bună seara, da. Ați auzit ce ne spunea colega noastră, informație, ce s-a întâmplat acolo în casa dumneavoastră, înțeleg, chiar și câini, iată, care au răscolit casa, câini care caută cadavre. Povestiți-ne puțin dumneavoastră ce s-a întâmplat exact. În ordinea în care au derulat evenimentele, într-adevăr, eu am fost la pescuit în ziua respectivă cu un prieten, cu un consătean de aici. Am stat de vorbă cu Luiza de două ori la telefon, în care odată am întrebat-o eu dacă a putut să scoată bani și odată mi-a dat ea telefon în care a făcut afirmația că n-a putut să scoată banii pentru că nu s-au făcut operații la acel automat acolo. Deci, mergând acasă, fără griji, fără probleme, într-adevăr, așa este, am consumat o bere, când am ajuns pe la unul și ceva acasă, n-am găsit fata și am întrebat-o pe soție. Neștiind că fata n-a ajuns acasă. Păi neștiind că fata n-a ajuns acasă. Că am ajuns acasă, am întrebat, adică din instinct, soția, zic, a venit Luiza. Bă, a zis că n-a venit Luiza. I-a spus, cum, dom'le, că mi-a dat telefon, că n-a putut, adică, să scoată banii și... Păi zic, mie mi-a zis că... Și ce n-a venit acasă? Și am întrebat-o, dom'le, cum n-a ajuns acasă? Că mi-a zis... Și am început să mă agit, vă dați seama că, adică, a fost ceva deosebit, adică, față de mine. I-am dat telefonul maică-sa, mă, Monica, zic, fata n-a ajuns acasă, ce s-a întâmplat? Și Monica mi-a zis, adică, maică-sa... Dom'le, eu am stat cu ea de vorbă la 11 și ceva și mi-a zis că era la ocazie și aștepta ocazie să vină acasă. Mă înțelegeți? Iar cu câinele... a doua zi, pardon. Deci vă dați seama, adică cât de bulversat și cât de supărat am fost. Într-adevăr, așa este. Când am plecat de la Craiova, într-adevăr, așa este. Am dat două declarații în care, adică, n-a corespuns ora și... unde mă aflam. Pentru că era zi de salariu, fusese zi de salariu, nu luasem salariu, am fost la firmă, am ridicat salariul pentru că v-am zis de nenumărate ori, bă, erau bani pregătiți pentru Luiza să facă școala de șoferi. Și aici m-am încurcat un pic. După noapte nedormită, după situația în care eram, vă dați seama că, într-adevăr, adică a fost o eroare de ore. Atât. Și cu câinii. Dar doamna Dută, bunicul, doamna Dută spune că a fi dat o declarație ulterior că a fost la cârciumă și a interogat pe cei de la cârciumă și așa spune doamna, că i-a spus parchetul sau nu știu unde știe dânsa, că n-au recunoscut cei de la cârciumă că a fost la cârciumă. Păi noi mergem mâine, domnule Tonier, noi mergem mâine la cârciumă, dacă n-au corespuns, lăsați niște afirmații care le fac. El a fost acuzat de prima dată, domnule Tonier. A fost acuzat de prima dată. Alo, e inutil să-i facă. Alo, te rog frumos. Mă rugăm frumos. Bă, te rog eu pe tine frumos, abține-te. Te rog frumos. Nu e adevărat. Cel care a fost cu mine, a mers, a fost, adică, supus la anumite presiuni, înțelegeți, la Craiova, pentru că de așa natură e omul, atâta poate și asta e valoarea fiecărui. Că de prima dată când ai fost ai băut bere, Vasilescu ți-a spus, domnule, bicicleta dumitale ar sta în altă zonă. Dar și apoi cu câinele, cum a fost bunicul? Păi, dar era logic să vină cu câinele. Eu știu pentru ce au adus câinele. Și de ce, asta e treaba lor, nu mă interesează pe mine. De ce au adus câinele? Au venit, adică, să ia probe, să miroase, să miroase haine de aici, așa. Sau poate și atunci au venit, înțelege, și au montat și acele microfoane și au fost interceptat de la început. Deci, asta... Uitați, domnul Lazaru, vreau să vă întrebe ceva. Vă rog, domnul Lazaru. Bunicu, am înțeles tot contextul ăsta, dar ce n-am înțeles e de ce v-a supus la testul poligraf, până la urmă. Păi, dar ce aveam de ascuns? Laura zicea mai devreme că l-a spicat testul. Dar nu, păi și dacă l-a spicat, eu am probleme cu inima. Dar am probleme cu inima. Ce vă interesează? Că pe mine m-a pus, adică, în aceea zi m-a testat de două ori. Dar ce întrebări v-a pus bunicul?
testul ăla? De unde știi? Păi eu știu. Cineva că l-ai picat? Bă, lasă-mă, mă, te rog frumos. E oficială treaba, a picat testul. Dar ce întrebări v-a pus bun? De unde suntem când sunt născut? Dacă am fost bucăluit, dar fi plecat odată, dacă ne-a spus, în ce localitate ne aflăm? Probleme. Da, alea sunt întrebările de calibrare. Dar întrebați și cine a făcut acest test. Dar celelalte întrebări, alea întrebați mai grele. Cine a făcut test. Stați o clipă. Haideți să nu ne afundăm în această problemă. Cine a făcut acest test? Bă, am mers la Târgu Jiu și zicea că e o doamnă psiholog sau domnul avocat. Din cadrul poliției, da? Din cadrul poliției. Și dumneavoastră spuneați mai devreme, sau domnul avocat, dacă nu mă înșel, spunea, că de fapt toate acestea au fost ca o reacție a procurorului vis-a-vis de faptul că veneați de fiecare dată și vă interesați. Oarecum a fost necăjit, supărat și a pornit toată această problemă cu cercetarea, să înțelegem. Da, domnul avocat, într-adevăr. Adică e important să știți care... de foarte multe ori și cine face testul, maniera în care pui întrebările. Și să subliniem un aspect. În momentul în care îți spunem că este cardiac, că a avut, urmează un tratament, că nu se găsește într-o stare fizico-psihică corespunzătoare, niciodată nu se face testul. Niciodată nu se face. Așadar, să nu dăm crezare testului că a picat sau a trecut. Pe de o parte, pe de altă parte, e important și ce întrebări au fost puse. Și ordinea în care au fost. Unde v-ați încurcat, bunicu? Acolo, în locul în care ați fost în momentul acela și știați că, de fapt, n-a băuse ceva și n-ați declarat? Nu cred că a fost așa ceva la test. Acolo v-ați încurcat. Doamnă, ce băutură, despre ce băutură vorbim? O bere. O bere! Păi o bere, ce bere, că nu m-a întrebat de bere. Nu s-a întrebat de bere, nu s-a întrebat de bere. Nu, nu, eu v-am întrebat unde v-ați încurcat de a spicat. Păi, dar mie mi-a spus, adică la ce ceva unde... Nu, dar ce întrebări v-au pus? Da. Alte întrebări pe care vi le-au pus, nu astea de calibrare. Cu locul, cu numele, cu nu știu ce. Alte întrebări care erau legate de caz. Atât au fost singurele întrebări. Mergem și ne uităm dacă e... Problema, mergem la Târgu Jiu și ne uităm, că se poate verifica. Dar bunicu, spuneați că au venit, că era logic, că au venit cu câine, un câine, cu câini, cu mai mulți câini. Ce au făcut acolo? Cât au stat? Ce au mirosit? Pe unde au dus câinii ăștia? Un câine, domnul Ioan, un câine au venit și au mirosit niște haine și după aia câinele din cușcă de aici au plecat cu el pe câmp. Înțelegeți? Adică să vadă pe unde au aruncat telefonul, că au venit să-i caute... pur și simplu telefonul cu câinele. Nu că au venit să caute cadavrul la noi în casă. Astea sunt niște anomalii. Mai repede i-au montat tehnica în timpul ăla, cum zice bunicul. Mai repede s-a întâmplat asta. Vă rog, te rog, Laura. Mai aveam o informație și bine că este bunicul cu noi în direct și vreau să știu dacă este una reală și anume, domnule Iordache, le-ați declarat atunci când ați fost audiat... că dumneavoastră știți sau aveți informații că Luiza s-a urcat în mașină cu o femeie brunetă? Nu, n-am făcut afirmația asta, nu. N-am făcut afirmația, singura afirmație care am făcut-o, doamnă, este că în acea mașină, de asta o ține afirmația cât o exista, că Luiza nu se urca în acea mașină dacă nu cunoștea o anumită persoană. Deci a avut încredere când s-a urcat în mașină într-o anumită persoană. Adică doar v-ați spus o opinie că sigur nu se urca cu o persoană străină. Da, doamnă. Nu că aveați cunoștință dumneavoastră ce nu, s-a întâmplat. Nu, doamnă, nu, ce știți, nu. Da. Bunicu, da. Dar de ce credeți, numai de la chestiunea aia că nu a dat locul exact, de ce a avut necaz așa pe dumneavoastră domnul Vasilescu? Pentru că este foarte clar, domnul Vasilescu n-a fost în stare să depisteze în ce mașină s-a urcat, deși o avea în față, dar am văzut că au pus toate tunurile pe dumneavoastră. De ce credeți? De ce? V-am zis, în primul rând, adică am impresia că l-au deranjat tot timpul, în permanență, întrebările care le-au depus între mine și dumnealui. Pentru că mi-am dat seama că, în realitate, în acele două luni de zile, când nu s-a luat nicio măsură, deci era dreptul meu, ca parte vătămată, să-l întreb cine s-a ocupat, ce a făcut, probleme de genul ăsta. Și pe dumnealui, adică l-au deranjat toate aceste întrebări care îi le puneam. Dar, dacă permiteți, din discuțiile avute cu domnul procuror, v-a lăsat impresia sau de înțeles căci cumva ar urmări să vă includă în această poveste ca suspect?
vă bănuia sau vă amenințați, știu eu, uite, am să-ți fac ție, dacă nu încetezi cu astfel de acțiuni, v-a lăsat impresia sau poate chiar v-a transmis direct sau indirect o astfel de informație, temere? V-a sugerat? Da, domnul avocat, ați intuit foarte bine, într-adevăr, adică a făcut afirmația de a, în repetate rânduri, că poate să mă aresteze când vrea, fiind odată cu fica și dumnealui în birou acolo, azi eu pot să te arestez și acum. Pentru ce? Pentru ce? L-ați întrebat pentru ce să mă arestați, domnule procuror? Da, a zis că are, adică, cum să zic, are tot dreptul și vrea să mă, să mă aresteze când vrea. Deci era la plăcerea și dispoziția. Pentru a intimida. Deci, pentru a intimida. A încercat să ne intimideze da, da. În permanență și tot timpul. Da, da. Eu cred că ar trebui să privim lucrurile și din punct de vedere procedural. Până la urmă, dacă stai să te gândești așa, în momentul în care dispare o persoană, orice procuror, polițiștii, toate organele, încep cu cercul relațional care începe cu familia. Corect. În toate cazurile, majoritatea lor, sunt statistici care arată că, de obicei, soțul, soția, fratele, ăștia sunt primii care au un interes sau altul să scape de cel care a dispărut. Și s-a și demonstrat treaba asta. De acord. Că omoară soția soțul, că de soțul acord, soția. Luiz, numai că fata era și, plecată din casă. Stai puțin. Și ce se întâmplă aici în cazul ăsta? El ia dosarul ăsta mai târziu, DIICOT Craiova. Nu l-a luat din prima. El observă că a trecut deja o perioadă de timp în care ăștia n-au făcut nimic. Și el ce se gândește? Băi, hai să arăt eu că eu sunt mai deștept, eu sunt DIICOT Craiova, nu? A, da. Hai să urgentez eu puțin cercetările. Și se proptește pe bunicul. Domne, ia spune, începe, ia declarații. Începe omul, dă declarații. Observă că sunt niște mici inadvertențe. Un procuror care vrea să facă un pic de exces de zel, se leagă de orice. Dacă da. A văzut că nu i s-a potrivit lui o chestie dacă undeva, dacă se legă de a, camerele puțin. La de luat vederi, nu cumva, poate nu, stai că n-am ajuns la camerele de luat vederi. De acolo nu cumva o fi implicat bătrânul în dispariția asta și o fi spus el în capul lui. Până aici, mie mi se pare logic. Dar da, de logic, aici... Ați intuit foarte bine, așa e, corect, ați zis bine. Dar de aici încolo, mă întreb. Ok, să zicem că l-ai găsit pe unul dintre membrii familiei care avea niște chestii neregulă. În sensul că nu îi se potriveau niște lucruri, că a uitat, că a avut el o reținere, că nu știu ce. Bă, dar tu cu mașina aia, pe care... Hai. Pe care dacă mă întreba pe mine, la Zarus, care am avut emisiune auto ani de zile la Tele7 și la OTV, îi spuneam din prima ce mașină e și după aceea o dădeam în lucru, păi o găseam în doi timp și trei mișcări. Mergem chiar acum să fie puțin din Caracal, mai departe nu? Pe firul logic, stimați invitația lucrurilor. L-am prezentat încă de la început, rămâneți cu noi, bunicu. Este da, cu da. Noi și domnul Daniel Butoi, zis Arete. Ne cer scuze, domnule Arete, că v-am ținut atât să așteptați, dar iată, au fost aceste informații de ultimă oră. Dumneavoastră, ne-ați răspuns și ieri și ne-ați promis că rămâneți în continuare cu dezvăluiri, cu informații, după ce numele dumneavoastră a ajuns cu nume, prenume, cu toată familia în acea celebră scrisoare din curtea bunicului și așa mai departe și legăturile cu Dincă. Dumneavoastră susțineți în continuare că nu-l cunoașteți pe acest Dincă, în schimb da pe familia Luizei. A, și cu bunicul ați avut și o supărare ieri, domnule Arete, nu știu dacă v-a trecut sau nu cu bunicul, cu banii când vă spunea bunicul și așa mai departe. În primul rând, bună seara. Bună seara. Și în legătură cu ce mi-a zis dumneavoastră, nu știu de ce, sunt implicat probabil că bunicul m-a băgat. Probabil că bunicul m-a băgat. El a scris scrisoarea, el a făcut scrisoarea. Dacă eu am încercat să-i ajut și... Dar de ce nu m-a băgat de prima dată și m-au băgat după două luni de zile? După două luni și ceva. Păi atunci a apărut scrisoarea, Arete. Scrisoarea n-a apărut de la început. Păi asta întreabă, domnul Arete, de ce nu de la început? Păi nu, domnul Arete spune că bunicul ar fi scris-o. Așa a spus. Mai devreme. Nu, am zis că probabil că bunicul ar fi scris scrisoarea dacă... Păi din cauza că el,
el cumva are o logică în ceea ce spune, pentru că persoana audiată la DIICOT a spus că nu a scris ea scrisoare. Păi deci dacă ea a fost doar emisar, purtător poștă de scrisoare, înseamnă că cineva i-a dat scrisoare. Și eu spun că nu a scris-o acea persoană. Oricum, bunicul se poate... Că nici nu prea este vreo... Nici n-avea cum să o scrie. Vreo scriitoare. Bunicul se poate apăra, e cu noi. Auziți bunicul ce spune? Nu pe un ton acuzator, dar spune domnul Arete că probabil că dumneavoastră, adică se gândește că dumneavoastră ați fi scris această scrisoare. Bunicul. E părerea lui, pe mine nu mă interesează ce crede el. Pentru că acea scrisoare și oricând, adică pot să merg, adică să-mi compare scrisul. Nu, că ideea era că domnul Arete a sugerat că vine la detectorul de minciuni dacă veniți și dumneavoastră. Acum eu nu știu ce vrea Arete să vă întrebe pe dumneavoastră. Nu am nimic de ascuns. Arete, tu vrei să-l întrebi pe bunicul dacă are vreo implicare în scrierea scrisorii, de exemplu, la detectorul de minciuni. Și dacă, asta vrei să-l întreb sau alte lucruri? Dacă bunicul și fata susțin cu tărie că văd că nu mă acuză direct, mă acuză indirect, spun să audieze persoanele din scrisoare. Țin cu tărie. Eu cred că e dreptul nostru. Eu cred că e dreptul nostru, înțelegeți, să bănuim pe oricine. Deci n-am e normal. N-am zis. Yes. Tu sau da, altul. E normal. Deci e normal. Dreptul nostru să ne cerem, adică ce scrie în acea scrisoare. Cu ce am greșit? De ce am greșit? Nu ai dat greșit. Care-i treaba? Dar în primul rând... Deci mai fă aluzii vreau... greșite la persoana noastră. Că și așa o să avem probleme, o să le întâlnim la tribunal. Că tu știi ce ai făcut taică-tă și cu maică-tă aici? Înțelegi? Au venit cir și ne-au insultat și ne-au signit. Așa că te rog, vorbește cu vincios, de lucruri pe nume, la tribunal, pentru că v-am ajutat de asta a ne întâlni la tribunal, nu? Dar vreau tu lasă vrăjeala cu ajutatul. Lasă vrăjeala cu ajutatul. Dar deci vreau nu te-a obligat spui... nimeni. Bine, deci te-a obligat spune... cineva? Te-a obligat păi, cineva? Deci te-a oferit în permanență când ți-a dat telefon? Ai zis, nu mă sunai de 20 de ori pe zi. Nu mă sunai de 20 de ori pe zi, spune ca să audă toată țara. Mă sunai de 20 de ori pe zi. Iau telefonul, înțelegi, și merg cu tine. Te-am sunat de 20 de ori, o singură dată, dacă era suficient să ia telefonul. Păi și atunci, de ce mă bagi pe mine? Îmi place omul care spune lucruri pe nume. De ce te victimizezi? Nu te mai minți pe tine. În față la o țară întreagă, de ce te victimizezi? E țara întreagă, lasă vrăjeala cu țara, lasă vrăjeala cu țara, spune lucruri pe nume. Ai înțeles? Păi dar pune fata unde a fost înainte, cu anul trecut, unde a fost fata așa? Bă, lasă, tu nu te mai înjurna unde a fost, nu e treaba asta, unde a fost fata. 6 luni, unde a fost 6 luni, stați așa. Nu te lega de lucruri care nu te interesează. Păi tu de ce te legi de lucrurile care mă afectează fata? Atunci o fac direct, înțelegi? Înseamnă că tu ești direct implicat, înțelegi? Pentru prima oară, deci tu ești implicat. Și știi foarte multe lucruri. Și nu vrei să știi. Sunt implicat. Ești. Da, sunt. Pentru că asta e valoarea ta. Ești un pocherist, ești un, înțelegi, tot timpul te-ai ocupat numai de lucruri murdare. Dacă vrei să spui lucrurile astea. Da, dar nu m-am ocupat ca tine ca să-ți violez fetele. Ești un hot, ești un tâlhar. Nu m-am ocupat să-ți violez fetele, nesimțitule. Ești un cămătare, ești un Opriți-vă, dau eu acum. Să-ți violez copiii, să-ți violez fetele, fata, nepoata, ca să audă o țară întreagă. Doamne, sunt acuzați. Acasă, a stat la mătușa ei. Bune, sunt acuzați extrem. La mătușa ei, pentru că... Păi era vorba de dințe sau de bunică. Stai așa că m-ai domnul Arete, ce spuneți dumneavoastră, sunt acuzați, aveți probe în acest sens? Ce spuneți dumneavoastră, Doamne, este... Nu am probe, am surse, că știe tot satul. Deci ați auzit? Țineți, vă rog, asta, înregistrarea care o aveți. Vă rog frumos, că mâine mă duc la Craiova și interesez proces. Veniți și întrebați tot satul. Cum e? Tu lasă satul, lasă vrăjele. Satul, domnule Arete. Satul, dar... Să spună lumea cine ești tu. Satul, dar probe, că omul poate să zică orice, aici e nevoie de dovezi, dumneavoastră ați spus. Dar el are probe asupra mea de mă face criminal, auzi, răzi cum zic că sunt...
A zis că vă suspectează, a zis că are dreptul, dar dumneavoastră ați făcut niște acuzații extrem de grave. Dumneavoastră, știți ce a spus puțin mai devreme? Unde a fost nepoata lui? Da, da. Da, unde a fost nepoata lui, șase luni de zile. Ce probe aveți? A fost în vizită la o cumnată de-a lui... Băi, nu mai mânca rahat, băi! Băi, gunoiule, nu mai mânca rahat! Luni. Ești un gunoi, ești un nemernic, asta e! Șase luni de zile, vă rog! Uite, am trajit un nemernic, înțelegi? Care îți a plăcut munca, n-ai muncit, n-ai făcut nimic! Ești un gunoi! Dar stați puțin. Ia uite-te la casele care le-ai tu și la casele care le-am eu, nesimțitule care le-ai eu. Vă rog să nu vă jigniți. Că dădeai bani cu camătă, înțelegi? Dădeai bani cu camătă. Îi dădeai omului 2 milioane și luai 1 milion. Dobândă la banii care îi dai. Da. Mi-a fi rușine. Nu m-am atârnat de fetele mele, nesimțitule ce ești. S-au dat o țară întreagă că ți-ai bătut joc de fete, aurolacule ce ești. Aole, vă rog, nu, trebuie să intervin. Ce probe aveți exact? Ce probe aveți, totuși? Acuzația e foarte gravă. Păi dacă veniți aici și vedeți la primărie unde a stat fata, nepoata, veniți și interesați-vă unde a stat șase luni de zile. Unde a stat, domne? Spuneți dumneavoastră dacă știți. A stat la sora tatălui. La poliție, înțeleg? Nu vei interesa poliția la primărie. Și la mine și la tine, să vedem cât a stat fata unde zici tu. Băi, mincinoșule, băi, toată viața ta-i fotogeată. Stai, mă, să clarificăm că așa vă certați și vă aruncați invective până mâine dimineață. Nu vă mai jigniți. Dacă ai carte de muncă, dacă ai făcut ceva în viața ta. Am ajutat pe tine și te-am scos din foame. Ai ajutat pe mine, să fie rușine, nemernicule. Rușine. Stați un pic, calmați-vă. Vă rog să vă calmați. Vă rog că nu mai înțelege nimic. Vă rog să vă calmați. Să o luăm așa sistematic. Sunt implicat în cazul ăsta, bă. Deci, Arete, hai să o luăm sistematic. Vă rog frumos, uite, bunicul tace un pic, tu vorbești ceva concret, după aia el dă replica. Hai, spune-ne tu acum. Tu spui că fata a plecat de acasă, ne referim la Luiza acum, da? Da, la Luiza. A plecat de acasă o perioadă de timp. Datorită bunicului. Zici tu 6-7 luni, da? Da. Și a stat la cine? La sora... Datorită sau din cauza? A stat la sora tatălui? Da, la sora... La fratele tatălui. Duceți-vă la oameni acasă și să... Deci Luiza... Să vorbiți cu oamenii, să vedeți ce spun acei oameni. Deci Luiza a plecat de la bunicul, da? Și a stat la fratele... Deci la unchiul ei, cum ar veni asta, da? Și ce era un asta? Da. Așa. Și acum, întrebarea cheie este... Ea a plecat pentru că a vrut să stea la o rudă a tatălui o perioadă sau a avut un motiv ca să plece? Să întrebați pe acea fată că ea a crescut-o, ea s-a dus la școală, ea s-a dus la acte. Pe cum? Că a zis bunicul că de mică copilă numai la ei a stat și că ei au crescut-o și că nu se despărțea de ei o secundă fără dumneavoastră, dacă știți. Eu pe bunicul știu un om serios, știu că își punea soția cu mâinile pe aragaz. Aoleu. Dar știu un om serios, foarte serios, da. Bunicu. Da. Deci de ce a plecat Luiza de acasă? Ieșea soția în stradă. Nu e ok. Dar de ce nu a spus asta până acum? Păi, dar n-am vrut să mă bag în chestie. Dacă el văd că se ia mereu și o țin mereu că de chestia asta. Dar de unde știți asta, domnul Arete? De unde știți? Dar vezi că se poate interpreta ca răzbunare. Trebuie să vii cu niște probe, că se poate interpreta ca răzbunare. Da, el... o să aduc martori. Nu, okay. e soția aici, dar cel mai bine... Da, am o idee mai bună. Stați că acolo soția. Dați-ne-o pe soție, bunicu, dați-ne-o pe soție. Pe da, m-auziți? Auziți, doamnă, ce spune domnul Arete? Că v-a luat bunicu, că v-a pus cu mâinile pe aragaz, doamne ferește. Nu e problema lui. Noi avem cazul lui Luiza. Ok. Deci v-a pus mâinile pe aragaz. Bunica, lămuri situația. Pe mine nu m-a bătut stelul și nu m-a persecutat niciodată. E bărbatul meu, el să nu se bage familia mea. Nu se bage, dar spuneți doar dacă v-a pus cu mâinile pe aragaz. Nu m-a pus. Okay. Ok, asta era discuția. Normal. Deci, Arete,
Ați auzit ce v-ați zis, dar bunica? Nu ai numărul de telefon al fratelui, tatălui, ca să intre în direct nu acum? Nu am numărul de telefon, dar... Că nu putem să acceptăm decât ideea dacă... Decât întrebați unde... Cine a ținut fata, atât. Să întrebați pe oameni cât, cât au ținut-o, cât, cât a umblat femeia după... Dar stați că până intră unchiul și nu mai știu cine... Domnul Arete, dar ne răspunde bunicul că e cu noi. Ziceți-ne bunicul dumneavoastră. Să... I-a întrebat. I-a întrebat. A stat șapte luni sau... Dar pe rând, vă rog. Ziceți bunicul. Fata n-a plecat de aici decât a fost două zile plecată la mătușa ei. Deci era sâmbătă, era duminică, era dreptul ei. Deci nu îi putea... Adică... Până două zile doar, două spune, zile doar. Interesați-vă ca să vedeți cât timp a stat fata. Deci Arete spune că fata a plecat... Când anume, anul trecut? Șapte luni de acasă și bunicul spune că a plecat un weekend. Stați să întreb fata mea, stați o secundă să întreb fata în ce perioadă a fost plecat. Da. Bun, și motivul pentru care a plecat, că tu văd că le legi așa, unele de altele. Acum 3-4 ani. Acum 3-4 ani a fost. Era acum mică. 3-4 ani. Deci pe la 15 ani, cum ar veni. Că probabil a avut grijă și mătușa, nu? De... Și atât. 15-16 ani avea, nu? Dar întrebat-o pe maică sau unde era la vârsta de 15 ani, Luiza. Întrebat-o pe maică sau unde era la vârsta de 15 ani, Luiza. Luiza era în Italia, la maică sa. De să vă dați seama pe părinte să-și abuzeze copiii. Dar stați puțin, dumneavoastră insinuați ceva, că fata ar fi plecat din cauza bunicului, așa spuneți. Dar ce insinuați? Că la unchiul ei putea să meargă oricând, pentru că avea dreptul ăsta. Ce insinuați de fapt? Păi toată lumea vorbește că ar fi plecat din cauza bunicului, că s-ar fi luat de fată. Cum s-ar fi luat de fetele lui. Deci am înțeles. Bun. Deci legătura pe care o face Arete este următoarea. El zice, domne, tot satul vorbește că bunicul ar fi... ar fi violat fetele lui. Și el demonstrează. Zice că are o probă. Proba ar fi mărturia unor rude, nu, rudelor la care fata a stat șapte luni. Păi dar da, nu are rudele, telefonul rudelor, adică fratele tatălui. Domnul Lazaru. Deci bunicul, uitați. Da, bunicu. Ia ziceți. Domnul Lazaru, chiar vă rugăm, chiar eu personal vă rog, înțelegeți, veniți aici la fața locului, e cea mai bună documentare, stați de vorbă și cu mine, stați de vorbă și cu oamenii din sat, înțelegeți? Da, cu toată lumea. Să vreau să stați de vorbă, să vedeți ce spune toată lumea din sat despre acest om. Deci, vă rog eu, tatăl lui unde este tatăl lui? Dar mi se pare mie, domnul Arete, sau încercați o decredibilizare a bunicului. Dar întrebați-l de tatăl lui unde este, vă rog frumos. Tatăl cui? Tatăl bunicului, unde este tatăl lui bunicului, i-a întrebat eu. Tatăl bunicului, unde este? Da, i-a întrebat eu unde este, vă rog din suflet. Păi ce, mai aveți, mai trăiește tatăl noastră bunicul? Da, trăiește, da. Și unde? Întrebați-l unde este. L-am dus la o casă de bătrâni. Era bolnav, l-am dus la o casă de bătrâni. Aolo, doamnă. Deci, ce vreți să sugerați, domnul Arete? Ce vreți să sugerați? Care i-a lăsat casa pe șoba aia, i-a lăsat o taică-s-o și l-a dus, îl bătea și l-a omorat și l-a dus la azil. Întrebați sora lui, întrebați surorile lui, dar de ce nu veni și întrebați și aveți atâta credibilitate în acest bunic, care acuză lumea nevinovată, care vrea lumea să-l ajute și acuză lumea. Dar veni și întrebați despre acest om și după aia aveți dreptul să-l... Eu n-am nimic cu fata. Îmi pare rău de fată, îmi pare rău de ei că s-a mărât.
Dar de ce să mă demigreze pe mine? Domnul Arete, discuția asta a pornit de la acea scrisoare deja arhicunoscută în care dumneavoastră spuneți, domnule Arete, dumneavoastră spuneți în care așa apare în scrisoare că dumneavoastră ați luat-o. Întrebarea e acum, cine a luat-o dacă a luat-o pe Luiza și ce credeți dumneavoastră, ce legătură are bunicul? Nu știu de ce ei cred lucrurile astea și mă pun pe mine. Și de câte ori sunt întrebați, spun și caută mereu să fie anchetat. Să fie anchetat persoanele din... Dar am spus de 1000 de ori. Mă prezint... Păi ce te deranjează? Ce te deranjează că am cerut să fie anchetat? Cu ce te deranjează? Păi care-i motivul de care... Familia. Mi-ai defăimat familia. De ce? Care-i treaba? Familia mea nu a făcut afirmația. Când cunoști al de oameni? Pe drumul să te iei de copii. Câte sume de bani ai pierdut tu dacă e vorba să ne strigănim? Păi eu de bani ai pierdut tu? Că am staj de bani. Câte sume de bani ai pierdut tu pe la de oameni, pe acolo pe unde ți-ai petrut cu dinor? Dar știi că am staj de bani. Știi că am staj. Dar nu mă interesează. O să ai și vagoane. Dar știi că am dat și ție bani că nu mă de foame. Dar ești un nemernic. Vă rog să vă mai jigniți. Dar, domnul Arete, ați dat bani, ați dat. Domnul Arete, stați puțin, că aici vă lăudați în bani. De unde îi aveți? Tu să faci lucrurile astea. Dar de unde aveți atât de mulți bani, dacă aveți să faci? Am o groapă și în fiecare seară... Haideți, lăsați să fac. Da, vă interesează de unde am? Nu, totuși, ziceți că aveți saj de bani. Nu mai spuneți asta. Că ce s-a întâmplat? Lumele dumneavoastră, pe urmă, pot fi traduse altfel. Eu vă întreb doar legat de scrisoarea aceea. Ați spus că nu-l cunoșteați pe Dincă. Da, nu-l cunoșteam. Dar a venit vreodată la tatăl dumneavoastră acasă, Gheorghe Dincă? Nu, absolut nu. Dar pe băieții lui Dincă, fiind mai de seama, dumneavoastră îi cunoașteți? Nu i-am cunoscut niciodată. N-am vorbit niciodată cu... Dar pe domnul Oacă îl cunoașteți? Da, îl cunosc. Are o stână domnul Oacă? Da. Da. Bun. În acea scrisoare se spune că la acea stână ar fi fost arse niște cadavre din cimitir. Știți ceva de așa ceva? Nu știu de... acest aspect. Nici nu am auzit și nici nu știu de el. Dar organele poate să cerceteze și poate să știe dacă își dă seama dacă s-au ars sau nu s-au ars la cele cadavre. Cine credeți că ar fi scris scrisoarea aceea? Că în orice caz de femeie nu e. Deci, după ce scrie acolo, dacă o citiți, și dumneavoastră spune... Bunicu cu... Nu, stați să vă termin fraza. Spune așa. Păi da, credeți că bunicul ar fi putut să imagineze tot scenariul ăla? Și când ar fi fost cineva acolo? Română. Vă rog. Da, bunica din America vrea să intre direct, vă rog frumos. Da, vă numărul, rog. Vrea și ea numărul de la din regie. Care bunica? Bunica din America. Bunica lui Luiza, din America. Mama tatălui. Da. Mama vrea tatălui. Să intre în direct. Îmi dați mie numărul, vă rog frumos, vrea să intre urgent în direct. Cum să nu? O să vă dăm acum într-un mesaj numărul și este... Păi da, acum, că vrea acum. Acum. Da, ziceți-mi numărul, să-i dau... Acum o să primiți pe într-un mesaj numărul. Să vedeți și dumneavoastră ce spune. Și-l trimite Laura pe mesaj. O să primiți acum pe mesaj, să știți, numărul de telefon. Bunicu, sunteți în ceartă cu bunica din America? Da, conflicte am avut în permanentă, da. Da, s-a auzit și dumneavoastră, vă rog frumos. Și toată lumea s-a auzit ca să terminați cu acest bunic. Păi asta nu înseamnă că nu i-a dispărut nepoata, domnul Arete. Da, adică, oricât ați vrea să-l decredibilizați pe bunic, nepoata a dispărut. Da, îmi pare foarte rău de acea fată. Îmi pare foarte rău și chiar aș... E extraordinar de rău, îmi pare. Dar vrea urgent să intre, uitați. Da, o sunăm imediat. Până atunci vă întreb mai bine ceva. Ce s-a întâmplat cu Luiza? Ce credeți dumneavoastră? Acum văd că este și vehement împotriva bunicului. Spuneți că dânsul probabil a scris și scrisoarea. Ce legătură să aibă, Doamne ferește? Nu are. Spuneți. Îmi pare foarte rău de ea. Probabil că cretinul ăla de monstru ăla de Dincă l-o fi omor pe fete. Nu știu despre... Nu știu, nu pot să mă pronunț. Deci dumneavoastră n-aveți nicio legătură de niciun fel.
Absolut așa nicio legătură. Absolut. De altfel, în primul rând un interlop, cum mă facem? Un interlop ar avea antecedente penale, ar avea amenzi, măcar ar avea cazier, ar avea. Eu nu am cazier, nu am antecedente penale, nu am nicio amendă. Cum mă poate face cineva pe mine un interlop? Așa este un interlop. Să nu se certe niciodată cu nimeni, să nu se bată cu nimeni, să nu aibă niciodată probleme cu legea, să nu aibă antecedente penale. E un lucru bun pentru dumneavoastră. E un lucru bun, foarte bine. Este un interlop? Nu. Da. Aș vrea să fac câteva precizări care, mă rog, n-au... Da, spuneți. M-auziți, dar de ce nu vreți să dați numărul dacă vrea urgent să intre? Uitați acum, imediat și după pauza publicitară, vom avea o scurtă pauză imediat și apoi o vom lua pe bunica. Nu este nicio problemă, vă dați seama. Da, Ioan, vrei să... Dar v-a sunat pe dumneavoastră bunica din America și v-a spus că dorește să intre? M-a sunat verișorul primar al lui Luiza. A sunat-o pe fata mea, e de seamă cu fata mea. Când vrea urgent să intre direct. Păi, acum... Dar de ce nu intră verișorul până o prindem pe bunica din America? Păi, dar e un copil de 15-16 ani. Vorbiți cu un copil de 15 ani? Da, nu. Alo, doamna, vă rog frumos, o secundă. Verișorul, înțelegeți, are numărul de telefon, deci e al mătușii. Deci va să vorbească mătușa după numărul copilului și să vă confirme că zilea asta îi zi la ei. E interesant, da. Vedeți dumneavoastră, în problema asta, dacă îmi permiteți, păi, sigur că e n-ai numărul de telefon al mătușii. E dreptul fiecăruia să suspecteze dumneavoastră de a fi prezumat ca nevinovat. Dar se pune o întrebare. Eu zic că aici este cheia în toată problema asta. Repet, orice om e prezumat ca fiind nevinovat. Înțeleg că suspiciunea e legată de momentul dispariției. La data respectivă, în ziua respectivă, unde ați fost dumneavoastră? Dar dumneavoastră, acum 2 săptămâni, unde ați fost? Nu, e o întrebare, pentru că se referă la un moment concret. Nu, adică eu zic că e cel mai bun argument pe care dumneavoastră îl puteți aduce pentru a vă scoate din această cauză, în definitiv. Acum o lună, dumneavoastră, unde ați fost? Eu mai știu unde am fost acum 7 luni. Deci nu mai rețineți. E și ăsta un răspuns foarte important. Normal că nu rețin. Bun, foarte clar, foarte bine ați spus dumneavoastră. Bun, e și ăsta un argument. Sau este un răspuns. Repet, pe fondul problemei, dacă cineva te acuză că ai fost implicat, cel mai important este să spui nu am fost în locul respectiv, pentru a dovedi că nu ai nicio implicare cu clipa. Revenim imediat, doamnelor și domnilor, cu noi informații, dezvăluiri, căutarea Luizei în Austria, ce spune procurorul, martorul din Austria vine, așa cum vă spuneam, cu probele devastatoare în această seară. Dezvăluiri despre unde au ajuns fetele. Ovidiu Zară se confruntă cu Arete în direct, doamnelor și domnilor. Proba adusă de Zară procurorilor. Noi informații